Un alt proiect de infrastructură a fost realizat în municipiul Orhei. Au fost finalizate renovări majore pe trei artere simultan. Este vorba despre străzile Lilia Amarfi, Vasile Asauleac și Vladimir Copâl din sectorul nordic. Eu zic 3, 2, 1! Felicitări! Felicitări, dragi prieteni! Felicitări și mulțumim domnului Șor! Mulțumim! Doamna Tauber, mulțumim administrației! Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a subliniat pentru cei prezenți că, în curând, toate străzile din municipiul Orhei vor fi reabilitate complet. Vă salutăm în această zi frumoasă și plină cu soare, la inaugurarea celor trei străzi din cartierul nordic. Noi cunoaștem cu toții că, din 2015 încoace, la inițiativa primarului de onoare Ilan Șor, am pornit cu străzile principale și, iată, rând pe rând, a ajuns vremea și celor secundare. Mai avem foarte puțin și în foarte scurt timp toate străzile din municipiul Orhei se vor schimba la față și orașul va fi 100% reparat în întregime. Viceprimarul municipiului Orhei, Valerian Cristea, a declarat că vor urma multe alte proiecte similare. Nu întâmplător, oaspeții care vin de pe scutare ne numesc pe noi municipiul Orhei, capitala Republicii Moldova. Și noi nu ne obișnuim, într-adevăr așa este. Noi ne bucurăm, noi ne mândrim cu aceasta. Momentul în care noi astăzi suntem prezenți, tot e un moment al păcii. Noi dorim pace pe pământ. Noi ne felicităm cu această sărbătoare și multe de asemenea proiecte în continuare. Prezentă la eveniment, Marina Tauber, secretar executiv al blocului politic Victorie, a evidențiat că echipa lui Ilan Șor reușește să aplice în practică toate proiectele de dezvoltare, având sprijinul constant al cetățenilor. Să știți că tot ce facem noi, noi facem pentru dumneavoastră și simțim mereu susținerea și sprijinul din partea locuitorilor din orașul Orhei și din raionul Orhei. Eu cred că copiii probabil că sunt cei mai fericiți, dacă vorbim despre fericire, despre care a vorbit domnul Cristea. Dar să știți că echipa domnului Ilan Șor în aceste clipe este cea mai inspirată și cea mai încântată de ceea ce se întâmplă, pentru că vedem rezultatele finale a muncii noastre. Potrivit tradiției, cu un mesaj de felicitare a venit și primarul de onoare al municipiului, președintele blocului politic Victorie, Ilan Șor, el fiind și inițiatorul schimbărilor continue în Orhei. Astăzi la Orhei se desfășoară un eveniment fericit, deja tradițional. Deschidem încă trei străzi. Noi în Orhei suntem liderii dezvoltării infrastructurii din Republica Moldova și am transformat Orheiul în cel mai frumos oraș din țară. Sunt convins că în curând va deveni și cel mai frumos oraș din Europa. Noi orheienii ne mândrim cu orașul nostru și astăzi sunt fericit că locuitorii de pe cele trei străzi vor beneficia de siguranță și frumusețe. Împreună ne putem bucura de o infrastructură de calitate. Vă mulțumesc! Cei mai încântați au fost, desigur, locuitorii care au acces imediat la străzile renovate. Ei ne-au spus că diferența dintre aspectul anterior al tronsoanelor de drum și cum arată acum este una ca de la cer la pământ. Îmi face o mare plăcere că acest cartier s-a transformat într-un timp atât de scurt. Cu adevărat, aceste schimbări ne fac să zâmbim și un mare mulțumesc se cuvine autorităților și tuturor celor care s-au implicat. Era haos aici, dar acum copiii se vor plimba cu trotinetele, cu bicicletele. Noi pe jos mergeam aici, dar acum cu transportul. Suntem mulțumiți, fericiți că avem drumuri. Putem și cu picioarele goale să mergem acum. Spre seară, oamenii s-au distrat pe fundalul melodiilor interpretate de Liliana Cazacu, care a susținut un concert ce a adăugat o notă festivă inaugurării. Găsit lume frumoasă și devine bucuroasă. Bun găsit la fiecare, la așa o sărbătoare.
autoritățile locale, alături de întreaga echipă a lui Ilan Șur, s-au angajat să continue eforturi de modernizare a Orheiului și au subliniat că vor munci cu dedicație pentru ca acest exemplu să fie preluat de fiecare oraș, de fiecare colț al Moldovei. Cu un viitor promițător în față, Orheiul se conturează ca un model de dezvoltare urbană în Republica Moldova, s-a menționat la eveniment.